Hello, hello și bine v-am găsit pe canalul de YouTube Colțul Boho. Eu sunt Flo și astăzi vom realiza împreună un breloc folosind The Flower Braid, împletitura floare. Puteți transforma acest tipar chiar și într-o curea veselă sau de ce nu o bretea de geantă. Nu vă mai țin în suspans, trecem la treabă acum. Pentru a realiza acest breloc am folosit această carabină rotativă cu o dimensiune de 5,5 cm pe 5,5 cm și o gaură de trecere de 5 cm. Două bucăți din șnur triplu răsucit de 5 mm cu o lungime de 130 cm și două bucăți cu o lungime de 110 cm. Dacă sunteți începător în arta macrameului, vă sfătuiesc să vă lăsați un 10-20 cm în plus față de dimensiunile acestea. Începem prin a adăuga firele de carabină cu nodul capului larg. Firele mai scurte le aplicăm în exterior, firele mai lungi în interior. Pentru a vedea pas cu pas cum se realizează nodul capului larg, va apărea acum în dreapta sus un chenar care vă va duce către un alt video de pe canal în care vă explic nodul pas cu pas. Începem acum să realizăm propriu zis tiparul modelului nostru de astăzi. Luăm firele din exterior, cele din stânga le ducem înspre dreapta peste toate firele din mijloc, iar cele din dreapta le ducem înspre stânga peste firele din mijloc. Practic le suprapunem peste firele din mijloc. Luăm firele din mijloc, din partea dreaptă și le trecem peste și prin spatele firelor suprapuse inițial. Facem același lucru și în partea stângă. Luăm capeții și îi ducem peste fire și prin spatele lor. Tragem acum de firele pe care le-am suprapus la început până aducem nodurile formate cu firele din mijloc la baza brelocului. Trageți de toate firele la nevoie, pe rând, cu răbdare, până este fixat nodul. Următorul pas este să realizăm lateralele tiparului floare. Realizăm din nou nodul capului larg, dar prin altă metodă. Modelul acesta se realizează ușor în două culori, poți urmări tiparul în funcție de culoarea firelor. Dacă vă hotărâți să faceți acest tipar într-o singură culoare, aveți grijă la cum vă pică firele în continuare. Iau noua mea pereche de fire care sunt în exterior, din partea dreaptă, realizez o formă de patru ducându-le peste cele două fire din mijloc dreaptă. Capeții firului exterior îi duc acum sub firul din mijloc și îi scot prin bucla formată. Tractare de nod. Repet acest pas, însă de data aceasta realizez forma de patru sub firele din mijloc dreapta. Aduc capeții peste fire și îi trec prin bucla formată. Trag tare de fire și ar trebui să vedeți acum bucla nodului capului larg. Realizăm același lucru și în partea stângă.
După ce am realizat nodul capului larg și în stânga și în dreapta, facem din nou nodul înfășurat din mijloc pe care l-am realizat la început. După cum poate observați, firele pe care le-am avut la început în exterior sunt acum în mijloc, dar nu este absolut nicio problemă. Tot pe aceste fire le vom aduce peste firele colorate. Practic le forțăm puțin să vină peste firele colorate care au fost în exterior, astfel le aducem la poziția lor de la început. Aceasta este împletitura floare sau the flower braid. Pentru a finaliza brelocul, mai realizez două astfel de floricele, fără a mai repeta încă o dată nodul înfășurat din mijloc. Trec direct la nodurile din laterale. Las videoul să curgă puțin mai repede. Dacă aveți nevoie de instrucțiuni, mergeți înapoi la prima parte. Acum că am realizat modelul integral de breloc, trebuie încheiat cumva. Pentru asta vom folosi nodul înfășurat, the gathering knot. Acest nod cred că se folosește destul de des și în alpinism, dar și în navigația maritimă. Ne mai trebuie încă un fir de aproximativ 50 de centimetri. Puteți alege oricare dintre culori dacă lucrați în două culori. Luați brelocul și fixați-l bine de tot în palmă cu dosul în sus. Luați firul nou, tăiat, așezați-l cu un capăt înspre partea superioară a brelocului, lăsând cam 4 cm în plus față de unde se termină modelul brelocului. Formați o buclă, aducând și celălalt capăt în sus. O buclă cam de 8-9 cm. În timp ce țineți toate firele bine strânse în palmă, luați capătul mai lung al firului pe care tocmai l-ați adus în sus și înfășurați toate firele brelocului plus bucla formată din acest fir de câteva ori, 3, 4, 5 ori, până ajungeți la lungimea dorită, dar în același timp acest fir să nu depășească bucla. Treceți acum capătul firului prin bucla încă vizibilă și în timp ce țineți bine de acest capăt, trageți de capătul din partea de sus până se micșorează de tot bucla și se ascunde sub firele înfășurate. Finisați acum brelocul, aduceți toate firele la aceeași lungime și o extra opțiune aici, dacă doriți acum să descâlciți și să pieptănați ciucureii la capăt, puteți face asta. Eu mă voi opri aici.
Dacă v-a plăcut acest video, arătați-mi printr-un thumbs up sau un comentariu la video. Dacă este prima oară când ajungeți pe acest canal, nu uitați să vă abonați la el pentru a rămâne la curent cu tot ce postăm noi aici. Ne revedem curând! Ciao!